Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Încep cu un salut inspirat de intervenția domnului Volosatei și de la această tribună spun: te salut, popor român, oriunde te afla acum, sărut mâna patriei române întregită. Domnilor și domnilor parlamentari, probabil că la finalul intervenției mele veți înțelege de ce mi-am declarat sau de ce mi-am intitulat această declarație politică prostituție diplomatică până la capăt. Este evidentă poziția României în contextul actual și în consensul comunității euroatlantice de a fi deplin solidară cu poporul ucrainian în lupta sa, subliniez, legitimă, de a-și apăra dreptul suveran asupra opțiunilor politice și îndeosebi de a-și reconstitui integritatea teritorială recunoscută de facto de tratatele internaționale în vigoare. Manifestările de dragoste creștinească ale poporului român, ale populației românești, față de refugiații ucrainieni în sprijinul și mai ales sprijinul logistic multiplex dat de statul român statului ucrainian, sunt deja de notorietate îndeopște recunoscute și apreciate. Putem înțelege, datorită unei trăiri emoționale intense, explicabile, și acele exagerări ale multiplicării uneori nenecesare a unor facilități economice, precum și exonerarea de la procedurile legale de bun simț, ba chiar și unele discriminări față de români în acest sens. Putem înțelege. Putem accepta din condescendență civică sau politică o anume toleranță impardonabilă a autorităților noastre față de derapajele curente, la zi, ale unor lideri de la Kiev. Putem multe, dragii noștri. Dar a atenta la substituirea identității statale prin arborarea drapelului Ucrainei pe instituțiile publice ale administrației de stat este mult prea mult. Astfel, au apărut drapele în semn de așa zisă solidaritate, drapele ale Ucrainei pe sediul primăriilor de municipii, orașe sau chiar comune, la care autoritățile responsabile nu au reacționat de fel. Timorare instituțională sau servilism total. Dar faptul cel mai grav l-am constatat acum o lună de zile și realitatea este conformă chiar la ziua în care fac această declarație. Am constatat acest lucru la Ambasada României de la Chișinău. Clădirea ambasadei de pe strada București, colț cu Pușkin, este cu ambele fațade către cele două bulevarde, atenție, neidentificabilă. Conform cutumelor internaționale, ambasadele se identifică prin arborarea pe clădire a drapelului statului reprezentat. La Chișinău, acest aspect esențial de reprezentare suverană lipsește. Mai mult, la intrarea în clădire, prin curtea interioară, singurul loc de acces, de altfel în ambasadă, este arborat, ghiciți, steagul Ucrainei. Reflex mimetic? Slugărnicie? Mesaj subliminal? Pot explica situația de la Chișinău oare venerabilii sau juniorii de la Ministerul Afacerilor Externe? Dar pentru interiorul țării noastre, repet, pentru interiorul țării noastre, ce ne pot spune colegii noștri de la Ministerul Afacerilor Interne? Vă rog să vă apropiați de asemenea derapaje nu fac decât să evidențieze, până și unui neinițiat, că instituțiile statului obligate să apere profilul său identitar sunt slabe, temătoare, anemice. Ai doma celor care au ajuns să le conducă fără a se fi împărtășit cu anafora dragostei și demnității de țară. Compatrioți de la guvernare, vă conjur
să priviți și să acceptați realitatea vie a acestei țări și nu doar să trageți cu ochiul prin geamurile fumurii ale limuzinilor noastre blindate. Cu amărăciune, deputat de Argeș Aur, general profesor doctor Mircea Chelaru.